Viața asta, așa cu timpul, trece ca fumul spre nimic. Întotdeauna m-am întrebat ce rămâne din munca noastră de pe scenă. Pe film, pe televiziune, poate că mai rămâne ceva. Întotdeauna m-am întrebat cine va citi doar un program de sală peste 10 ani despre mine. Cine va fi interesat? Cred că această imagine care rămâne, indiferent dacă este înrămată sau nu, pentru actor este cel mai important lucru. Mai cred că actorul trebuie să fie imortalizat altfel, nu într-o peliculă care se mișcă, nu într-o trăire de o secundă pe scenă, ci el trebuie să rămână, poate, ca orice fotografie pe mormânt.